Salutare și bine v-am regăsit, sunt Darkness. Și în sfârșit jucăm acest uimitor joc. Se mulțumim încât foarte mult. Și azi vă voi povesti de unde a început canalul meu de YouTube și toate chestiile alea. Canalul meu de YouTube se pare că a început cu ajutorul acestui joc. Numele mi-a revenit din ăsta, pe YouTube, sincer, deci m-am gândit, bă, dar nimeni nu are numele ăsta, mă, Darkness. Hai să le iau din joculețul acesta. Unde am ajuns? Nu mai am atâta skin, în fine. Am luat jocul ăsta, am jucat acum 4 ani canalul, cam tot pe acolo l-am de gaming, de acum vreo 4 ani. Eu mi-am luat jocul la reducere pe Steam, cu vreo 3 euro, îl puteți găsi și piratat pe tot felul de site-uri piratate. Am avut o problemă cu placa video, acum se pare că merge și Minecraft-ul, numai că în 30 FPS-uri. Jocul ăsta văd că merge super, deci n-am niciun pic de stres cu acest joc. Problema e că nu mai știu să mai lupt așa cum știam înainte, dar văd că mai știu șmecherea asta. Eu eram, să zic, un maestru la sabia aia unită. Deci jocul e, bă, da, i-am cerut la unui tip cu 5.000 de abonați acest server, poate, cine știe, mă întâlnesc cu el în live și vorbesc. Ar fi foarte, foarte interesant. De obicei nu purtam eu skin-ul ăsta, eu aveam un skin portocaliu, skin-ul de ninja la portocaliu, dar nu mai știu cum se numește, sincer. Acel player se numea Shadow, parcă, Shadow02. Nu mi-aduc bine aminte. Și da, haideți să... Cum făceam training, că nu mai țin minte. Știu că apăsam pe un buton. Apăs pe toate butoanele. Pe capa sau J. Cred. Hagio. Dacă nu, te tai eu. Oh, bă! Uite, bă, uite-te la el, bă. Bine, bine. Da. Și sunt tot felul de șmecheri în jocul ăsta. Eu știu câteva din scheme, nu chiar pe toate. Asta nu cred că merge. Poți să faci o groază de șmecheri pe jocul ăsta. De exemplu... Uite, văd că perete de pe perete nu mai merge. Dar mai merge măcar să merg pe ziduri. Ai foarte șmecher. Poți să rămân lipit. Duel. Pe capa. Ok. Ha, se vede că-l mai știu să joc. Da, fraților, gândiți-vă că de 4 ani n-am mai jucat jocul ăsta. Trebuie să-mi revin în mână. Dar unde s-a dus ăla? Tot pe aici, pe undeva era. Uite, pe toți, John, Chu și Rogue. Hai să mai facem încă o dată. Revanșa. Păi, bă, nene, tu știi să joci un pui, nu? Mai mulți pe HP, mă bate. M-a bătut. What? Bă, al meu cam tremură, gata, așa reveni. Știu că era o chestie.
taunt mai ciudățel, dar nu-l găsesc. Dar puteam să-l fac doar din mână. Stați două secunde. Weapons Force 1, Force 2, Utter, Town, Bow, Meditate. Ăsta nu e. Ăsta nu era parcă. Sau nu? Stai mă, că nu mai știu care era. Mai era și șmecherea asta. Ce-mi plăcea să fac chestia asta, nu știu de ce. Hai mă, hai. Accept. Bun, tu ai 3. Eu am 0. Hai, trebuie să învăț, mă. Deci, acum deocamdată încep să mă învăț. Pentru că ăsta văd că dă destul de bine. Nu mai știu să joc așa bine. Gândiți-vă, eu sunt slab și mă lupt cu maestru. Pâine, no, m-a făcut praf. Bă, am ping-ul 7, am cel mai bun ping de pe server. Și jivil meu. Am jucat acum 4 ani. Bun, să facem training împreună cu John. Acolo am lăsat garda jos. Fac. DJ. Am lăsat garda jos, adică, de exemplu, dacă te miști acolo un pic într-o șmechere de-aia, nu mai cum să câștigi. Știu, înainte eram, acum 4 ani, sper că vă uitați la videoclipul ăsta dacă mai nu știți canalul, că o să-l cunoaște. O să-l cunoaște, ce put sunt și eu. Acum 4 ani sau 3 ani, mă rog, aminte. Eram cu 5 români pe server. Mamă, ci, de nu făceam noi cu clanul ăla tot ce vroiam noi. Era unul, mi-aduc aminte, unul cu numele Darth Vader. Mai aveam eu, să zic eu, un maestru care m-a ajutat cu sensibilitatea. Un băiat, cred că cu 2 ani mai mare ca mine. Deci m-a ajutat cu sensibilitatea la mouse, el m-a învățat șmecheria asta. Uite, tura viitoare, eu vreau să-mi iau altceva. Dar de ce nu pot să-mi iau puterile? Nu înțeleg. Uite, tura viitoare o să joc cu asta. Nu mai știu comanda. How I get the clothes. Maro. Cum se zice la maro? B-ro-un. Stai, zi cum. Vreau să-mi iau hainele maro. Să mă simt în largul meu. Mi se pare un pic cam bugu. Nu știu cum. A ieșit și mie ceva așa. Vreau asta să fac, mă. Așa. Bă, uite mă că nu-mi iese. Am ieși piciorul, bă. Dar mă sare, dar sare bugui. Dar server stătea acolo. Adică când îl puneam. Știu că asta trebuie să fie foarte rapidă. Mai știu comanda, aveam comanda, dacă păstrați pe shift și pe consolă, va apare consola asta aici.
și nu mai mi-aduc aminte comanda. În ciuciucă, cred că acum asta să-mi scrie cât are cele mai multe kill-uri. Nu, brown, maro, nu verde. Bă, da, mi se par mie soi așa mai bui serverul ăsta. Adică mie, pe mine mi se par frumoase, adică e lăguit. Let me google, wait a sec, ok, totuși. Știu că erau două skin-uri foarte șmechere, skin-ul default de la Nijalou ăsta pe Maro și mai era skin-ul de la Matahala asta, era pe negru și era foarte, foarte șmechere. Opa. Cu ăsta jucam eu și cu Nijalou la Maro, dar am observat un bug ceva la skin aici. Nu știu, cel mult, da. Ce-ară gaură în cap, frate. What the fuck, nu-i bine făcut. Are o gaură în cap. Nu, e ciudat, e ciudat. În fine. Dar toate skin-urile astea de ninja au. Înainte nu avea așa ceva, nu mi-aduc aminte să fi avut gaură în cap. Tot mai bun era jocul normal, nu de pe Steam. Deci, după cum v-am zis, puteți să vă luați și jocul gratis dacă îl găsiți pe internet. Eu l-am găsit odată, mi-a mers, vă trebuie un nou update și o să vă puteți juca cât doriți voi asta. Eu l-am luat la reducere, a fost săptămâna trecută 3 euro jocul ăsta și am zis să nu-l iau, pentru că e jocul meu favorit. Ai găsit, mă, comandă? Deci ăla să-l schimb cu ăla. Stai, trebuie să schimb două chestii. Deci punct și virgulă cu paranteză. Nu, deci meditate. Da, știu comanda. Uite, ăsta, skin-ul ăsta îl doresc eu. Opa. Este... Și cum scriu, cum schimb skin-ul? Nu mai știu cum scriem. Shift plus... Opa! Așa, mersi! Model cultist... Thanks. Mersi. Îi zic acum să mă omoare. Kill me. Nu me. Sabia aia mare. Așa. Acum mă simt și-o în lacul meu. Wow.
venit. Uite, bă, ce bine dau acum cu sabia, ești nebun? Ah. Bun, mi-a revenit în forță, tată. Why not work am sabie. Na, nu mai scriu nimic, că scriu aiurea. That's the one. Yes. Am, știu că l-am scris corect, dar am puțin bani. Îmi e prelene, să gândesc că corect. Să te iau la bătaie. Deci ăsta e. Bun. Deci punct și virgulă trebuie să schimb. Punct și virgulă și ăsta. Paranteză în dreapta. Meditate. Și așa. Deci o să fie. Nu. Așa. Și fuck, le-am pus aiurea. Deci două puncte cu paranteză stângă. Așa. Ăsta așa. Deci așa, e bun. Așa. Bun, count 1. Count 2. Count 3. Ok. Am făcut setările bune. Ok. What the fuck? Ah. Uite-te, bă, la el. Nu mă duc acum, îl bag cu pumnii. E fain că și cu pumnii ei destul de șmecher. Nu prea ai sprint în jocul ăsta. Nu poți să-ți vezi fața, dar ai un avantaj că ai putere la... Nu știu de ce nu funcționează puterea. Ăsta e care? Unde e urâtul ăla care m-a tăcat pe mine? Nu. Ah, nu pot să-l omor. Da. Hai, mai facem? Fain serverele alea cu putere, ele erau cele mai șmecheri. Presim că mai trebuie să schimb ceva. Deci cât îl o să-l pun down crouch, o să-l pun pe ăsta. E bun și ceu, dar cu ceu nu prea pot să joc, așa că folosesc cât rău. Oare câte de astea pot să fac? Hai, Walfe! Nu, hai, Walfe! Țeapă! Nu pot să arunc cu sabia, asta e cea mai proastă chestie pe serverul ăsta. Da, toți sunt obișnuiți cu ce, nu știu de ce.
Am uitat de șmecherea asta. Bă, cred că toți mă bat. A, nu, tot e mai ușor asta. Nu știu, nu știu ce să folosesc între cutrele și ce. Da, sunt slab. Ui mei, trebuie să învăț. Mă... Tu ce faci, bă, acolo? Ce calculezi? Am nevoie de un maestru, să zic așa, în ghilimele, nou. Pentru că am nevoie de mult training ca să-mi revin cum eram înainte. Și știu că o setare de sensibilitate numai bună pentru mouse. Ia, hai să... Asta măcar e corect, știi? Că când îmi scoți o sabia, scoate și el. Bă, uite-te, bă, și la ăsta pot? A, ăla nu cred că mi-a din viață în timpul. Da, băga-mi aș picior în timp. N-am ce zice. E bun, n-am omorât niciunul până acum. Bă, ești nebun și ăla omoră 10. Și mi se prea că sunt cam mulți pe server, dar... Văd că sunt doar... 2-3. So, hai, revanșă. Hai, hai. Bun. Deci, haide să începem. Mai mi-aduc aminte de șmecheri, dar nu mai știu dacă era bună. Veneam cumva din față și după aia mă întorceam repede în spate și dădeam. Că ăla se învârtea în jurul meu. Ok. Nu că mă duc cu toată forța, nu. Forța fie cu tine. No, bine, hai să folosim și mechanic de astea. Bine, frate, să înțeleg că tu ești cel mai bun. Tu ești bun. Oh, încetul cu încetul să învăț și eu, nu-i bai. Ăla face kill-uri doar din mine. Până când o să-l bat, o să ajung la... Iar titlul de maestru, să zic așa, în ghilimele. Not good, ok. Da, frate, cum nu iau din loc din viață? Am luat 67 din armură. E imposibil, bă. Ce, doamne, bă? Nu. E imposibil, frate. 67 din armură, tu glumești? Nu pot să pun nicio putere.
Vai de capul meu. În fine, hai să facem cu asta. Cu asta termină meciul. Bun, mi-a acceptat. Wow, ăsta pare cu roșu. Da. A, e pe o singură sabie. Să-ți mănânce bătaie. Bine, acum depinde cum știe să joace. Hai mă. Hai, mor. Hai că asta nu e greu să-l bat. S-o bat. Măcar să joc cu cei slab. Se bat pe aia dacă nu pot să-l bat pe ăla. Mă dau eu mare că mă rup cu nu știu ce maestru. Ăla e oare... Hai frate, ăsta mi-a fost chiar ușor. Dar ăsta mi-e foarte greu. Hai să-l bat. Ah. Dar nu știu frate, cum de eu așa puțin din viață lui ăsta? Zici că are armin în puii mei. Are și armură. A, are armură, bă. Eu n-am armură. De unde? A, mi-am adus aminte. Trebuie să fac rost din chestiile alea verzi. Ma, 3 HP. Da, frate, să înțeleg. Hai, singura mea șansă. L-am luat un pic puț. Dar tot m-a bătut. Bun. Deci cam atât a fost pentru azi, mulțumesc pentru vizualizare și ne vom vedea data viitoare. Dacă mai doriți să filmez așa ceva sau să jucați cu mine, scrie-mi puțin în comentarii și da, o să vedem. Bye bye!